România este unul dintre cei mai vechi producători de gaze naturale din lume, având o istorie în domeniu de peste 100 de ani. Totuși, primele emanații de gaze naturale de pe teritoriul țării au fost menționate în 1672, în zona Bazna din sud-vestul bazinului Transilvaniei. Producția de gaze naturale a început în anul 1909 și a fost tot întâmplătoare. În acel an, la Sărmășel, județul Mureș, în timp ce se fora pentru săruri de potasiu, necesare pentru industria armamentului, au izbucnit liber gazele naturale. Așa a fost descoperit unul dintre cele mai bogate zăcăminte de gaze naturale ale lumii din acea perioadă. De atunci, aceste resurse au pus bazele dezvoltării socioeconomice a țării. Turda a fost primul oraș iluminat cu gaze naturale din Europa, iar România a fost prima țară de pe continent care a utilizat gazele naturale ca materie primă în industrie. Extragerea resurselor autohtone a făcut ca în 1938 România să fie pe locul 3 în lume în topul producătorilor mondiali, după Statele Unite și URSS. În ultimii ani, gazele naturale au avut cea mai mare pondere în totalul producției interne de energie primară, fiind utilizate în sectorul casnic, în industrie, în transporturi și pentru producția de energie. Cota ridicată se explică prin disponibilitatea resurselor autohtone, prin impactul redus asupra mediului și prin capacitatea de a echilibra în special energia electrică produsă din sursele variabile de energie regenerabilă. Totuși, din cauza exploatării intensive de la începutul secolului trecut până în prezent, rezervele actuale onshore sunt în declin. Majoritatea câmpurilor sunt mature și fragmentate, producția pe sondă fiind una dintre cele mai mici din Europa. Fără alte opțiuni, precum exploatarea zăcămintelor bogate descoperite în Marea Neagră, România va deveni un importator net de gaze naturale. Resursele locale de gaze naturale își pot continua rolul de peste un secol de a contribui la dezvoltarea României și în contextul Pactului Verde European. Gazele naturale pot asigura o tranziție optimă cu cel mai mic impact asupra consumatorilor. Fie că vorbim de gaze naturale ca soluții pentru un transport cu emisii scăzute sau pentru producția de hidrogen, sectorul inovează permanent pentru trecerea către economia cu emisii net zero de carbon din 2050.